După anexarea Basarabiei în 1940, populația românească a Basarabiei a fost atrasă în construcția unui proiect identitar sovietic care avea ca scop cultivarea distinctivității între moldoveni și români. Așa cum azerii au fost construiți diferit de turci sau tagicii de afgani sau carelii de finlandezi, exact la fel și românii din Basarabia ar fi trebuit să evolueze spre un homo moldovanus, un individ cu două fețe, una sovietică ideologizată, iar alta antiromânească și rusofilă. Limba moldovenească sovietică, inventată începând cu anul 1924 în laboratoarele din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, a devenit unul din principalele ingrediente de modelare a lui homo moldovanus. Uniunea Scriitorilor a fost centrul bătăliilor etnolingvistice din perioada sovietică și un bastion al rezistenței intelectualității basarabene împotriva rusificării și moldovenizării. Acceptarea marelui poet Mihai Eminescu în această bătălie a identităților însemna că, de fapt, cultura moldovenească sovietică nu putea fi construită fără cea română. Dar asta s-a lăsat cu o situație paradoxală. Pentru unii, Mihai Eminescu era român și un stâlp al rezistenței împotriva rusificării, iar pentru alții era moldovean și reprezentant al culturii moldovenești de tip sovietic. La 14-15 octombrie 1965, în incinta Teatrului Moldovenesc de Stat Alexandru Pușkin, actualmente Teatrul Național Mihai Eminescu, formidabila generație șaizecistă de intelectuali basarabeni, renăscută ca pasărea Phoenix din propria cenușă, va înfăptui propria sa revoluție din octombrie. Anume aici, în timpul Congresului 3 a Uniunii Scriitorilor din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, poeții și scriitorii basarabeni, după ani îndelungați de oprimare, vor da una din cele mai importante bătălii pentru renașterea limbii și culturii românești. Hai veniți, beloruși și tătari și tunguși, pâinea dulce vă așteaptă, căci suntem frați pe veci cu tătari și uzbeci. Așa trebuia să fie atmosfera Congresului 3 a Uniunii Scriitorilor în ambianța unui internaționalism proletar. Toată elita politică moldovenească și înalți demnitari din întreaga Uniune Sovietică au fost prezenți pe această scenă într-un spectacol al realismului socialist. Acest scenariu a fost răsturnat însă de atmosfera din sală, în care într-o prezență numeroasă s-au regăsit poeți, scriitori, profesori și directori de școală, tineret studios care a putut intra liber. Și contrar tuturor canoanelor s-a vorbit în limba românească. După discursul ideologizat și comunizat al duleului de pază a moldovenismului sovietic Ivan Bodiu, rând pe rând s-au pronunțat intelectualii care au incendiat sala. Aureliu Busuioc a cerut grădinițe și școli moldovenești în centrul Chișinăului și nu la periferie. Denumiri de străzi cu Eminescu, Alexandrii sau Creangă și nu Mogilevskaya sau Podolskaya. Și în același timp mai multe cărți pentru grădinițele și școlile românești din Basarabia. Mihai Cimpoi s-a ridicat și a vorbit despre necesitatea restructurării alfabetului, despre nevoia de a curăți limba română și de a o lipsi de ilogisme și absurdități. Scriitorul Andrei Lupan, cu o îndelungată experiență de ilegalist comunist, avea dreptul să vorbească mai multe. A spus despre faptul că nu prea avem cărți românești în Basarabia și din acest considerent citim puțin. Poate de asta, spunea el, suntem pe unul din locurile codași în Uniunea Sovietică la lectură. Tânărul poet Grigore Vieru a vorbit despre infracționalitatea ridicată și nivelul scăzut de cultură în Chișinău. A mai spus că abecedarul, cărțile și manualele de citire nu reflectă sentimentul plaiului natal. Dar în același timp a invocat foametea din 1946-47 ca un moment de luptă împotriva populației basarabene. Punctul culminant al Congresului a fost cuvântarea lui Ion Druț. Marele scriitor, în ropote de aplauze și sub privirile șocate ale nomenclaturii comuniste, s-a întrebat retoric când vom avea un alfabet latin care este veșmântul firesc al undei limbi romanice. După o astfel de manifestare de naționalism considerat românesc, represiile nu au întârziat să apară. La 15 noiembrie 1965, Comitetul Central al Partidului Comunist
condamna manifestările nesănătoase și naționalismul din Uniunea Scriitorilor. Mai mulți vorbitori de la acest congres, Ion Druță, Aureliu Busuioc, Grigore Vieru, Mihai Cimpoi, vor fi chemați la ședințele de partid pentru spălare de creier. Ca un dangă de clopot, revindecările Congresului 3 al Uniunii Scriitorilor, printre care revenirea la alfabetul latin, oprirea rusificării, redenumirea străzilor, mai multe școli și grădinițe pentru români, au sunat ca un ecou în contextul renașterii naționale din anii 1980-90, făcând posibilă independența Republicii Moldova.